Mă bucur că astăzi pot să anunț că s-a finalizat licitația privind execuția căminului internat pentru elevi de la școala profesională Kronstadt, școala sistem dual. Este o investiție majoră în domeniul învățământului în municipiul Brașov și în județul Brașov. Este un cămin internat pentru 306 elevi, ca număr de locuri, cu săli de pregătire pentru elevi și profesori, cu cantină, foarte important acest lucru. Este o investiție de 20 de milioane de roni din bugetul municipiului Brașov pentru această școală. A durat mult licitația pentru că este un proiect complex. Mă bucur că o firmă din Brașov a reușit să se califice și putem să dăm ordinul de începere a lucrărilor în următoarea perioadă și pentru acest obiectiv important în sistemul de învățământ în județul Brașov, cu atât mai mult în sistemul de învățământ dual pentru 36 elevi care vor avea un loc unde să fie cazați, unde să servească masa, unde să se pregătească în timpul zilei și profesorul de asemenea să aibă toate aceste dotări la dispoziție în municipiul Brașov. La investiția primăriei pentru căminul de elevi de la școala profesională Kronstadt consideră că e un lucru foarte important și foarte bun pentru municipiu și pentru județ. Din datele pe care le avem acolo, sunt școlarizați elevi din 19 județe, iar această școală a devenit un model pentru învățământul dual și profesional. Ca atare, trebuie susținut acest învățământ din toate punctele de vedere, didactic, administrativ, iată și al cazării elevilor. În această perioadă suntem într-o perioadă de tranziție, de scenarii, astfel încât cazarea elevilor, cantina, adică serviciile de cantină, sunt foarte importante în această perioadă și ceea ce ne bucură această investiție.